Pe de altă parte, amânarea ratelor nu se mai amână. Azi va fi în sfârșit publicată ordonanța de urgență care le va permite românilor să-și suspende ratele. Și guvernanții promit că nici nu va fi plătită dobândă la dobândă în cazul creditelor ipotecare. Uite, ordonanța nu e ordonanța. Așa au trăit în ultimele zile românii speriați că nu-și mai pot plăti datoriile către bănci. Ministrul Finanțelor Florin Câțu a lămurit situația în ședința de guvern. Sunt câteva clarificări care au fost omise din ordonanța trecută. Se mai este discuția despre dobândă la dobândă sau cine poate beneficia, când poate beneficia. Am extins și perioada până la care se pot face aceste cereri. Acum permitem oamenilor 45 de zile în momentul în care apare această ordonanță de urgență să facă cererile către bancă. Trebuie să aibă creditele la zi la momentul solicitării suspendării obligației de plată prevăzute la ordinatul. Sunt primele declarații oficiale după anunțul de joi. Guvernul promitea atunci că românii își pot amâna ratele cu până la 9 luni. Până la momentul anunțării ordonanței, săptămâna trecută, aveam undeva la 12.000 de solicitări, iar la zi avem aproape 18.000 de solicitări de la clienți. Deci în acest moment sunt 18.000? Da. 18.000 la o singură bancă. De câteva ori mai multe în tot sistemul bancar. Românii nu au mai avut răbdare să aștepte ordonanța și s-au adresat direct băncilor. Ordonanța în sine ajută efectiv clienții care au deja probleme sau care știu că vor avea probleme foarte curând. Nu îi ajută pe cei care ar dori să profite de această situație și să-și amâne degeaba ratele până la 9 luni. La creditele ipotecare nu se va plăti dobândă în plus, însă pentru restul creditelor... Analiștii au în vedere două scenarii. Primul prevede suspendarea plății ratelor timp de 9 luni de zile, dar și prelungirea perioadei de rambursare tot cu 9 luni de zile. În această situație, rata unui credit de nevoi personale de 50.000 de lei, luat pe o perioadă de 5 ani, va crește de la 1.062 de lei la 1.136 de lei. În al doilea scenariu, dacă după cele 9 luni de zile de neplata ratei nu se prelungește perioada de rambursare, atunci rata va crește de la 1.062 de lei la 1.350 de lei. Există soluții și pentru românii care au deja restanțe și nu pot beneficia de prevederile ordonanței. Ei se pot adresa Centrului pentru Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar. Pentru românii care au datorii către bănci sau către IFN-uri, datorii care nu mai pot să fie plătite pentru motive obiective, care există încă de dinaintea apariției stării de urgență, pot fi obținute, în urma negocierilor cu aceste bănci sau cu aceste IFN-uri, soluții personalizate, individualizate pentru fiecare caz în parte. Soluții care, evident, urmăresc diminuarea efortului de plată. Un avantaj pentru cei care aleg să-și plătească ratele este dobânda scăzută din această perioadă. Indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care sunt calculate dobânzile la cele mai multe credite în lei, a scăzut de la 3,24 până la 2,55 în ultimele zile. Ședința de guvern la care se discută nu doar această ordonanță, ci multe altele, e încă în desfășurare la Palatul Victoria. Oana Iancu are mai multe detalii despre deciziile care se iau chiar în aceste momente. Bună seara, Oana! Bună seara, Sandra, bun găsit tuturor. Este o ședință care va dura până târziu în noapte. Cert este că această ședință a început sub semnul întrebării și anume dacă ordonanța de urgență care permite amânarea ratelor va fi exclusă sau nu. Dacă și este un zvon pe care l-au lansat socialdemocrații, am văzut că la începutul acestei ședințe liberalii au spus că nu se va întâmpla așa și chiar că această ordonanță de urgență va fi publicată în Monitorul Oficial în această seară. Nu s-a întâmplat acest lucru până acum pentru că au făcut mai multe modificări. Cea mai importantă vizează termenul în care pot fi depuse cererile pentru amânarea plății ratelor, 45 de zile de la momentul în care această ordonanță de urgență intră în vigoare și nu doar pe perioada stării de urgență, așa cum se întâmpla până acum. De partea cealaltă, și românii care înregistrează întârzieri la plata ratelor pot de acum încolo să solicite o amânare. Condiția este ca aceștia să-și plătească restanțele până la momentul în care depun această cerere. Am văzut că liberalii au făcut precizări și în ceea ce îi privește pe transportator. Săptămâna trecută înțelegeam că aceștia ar fi trebuit să intre în carantină, șoferii de tir, odată ce ajung în țară vreme de 14 zile. Astăzi însă au venit cu acea precizare și anume că vor sta acasă până la următoarea deplasare. Acestea sunt informațiile, Sandra.